Hai să spui o dată bună seara, da, acum. Ia. Se vede. Păi tu filmezi soba. Nu, pe acolo filmezi pe doamnă. Lasă soba, că e frumoasă. Uite așa, aici, masa. Uitați pe ce-a mai rămas de la ziua lui Alex. Ce-a mai rămas? Am rămas acum... Asta mi-a rămas. A rămas Mădălina, prieten, bună seara. A rămas peste noapte la noi să ne ajută. Da. Până peste noapte. Ne-a ajutat la tot și acum... Ne ajută să adunăm, să punem totul la loc, scaunele, pentru că nu putem să lăsăm pentru mâine. Că ne suculăm și noi mai târziu, obosiți, am chefuit aici. Uite, Mădălină, ce ți-am găsit. Ce? Îți dau niște pastile de slăbit. Să mai slăbesc. Oțet de mere. Păi ce să slăbesc? Să mai slăbești. Eu le-am încercat, dar n-am slăbit. Sunt foarte dezamăgită de ele. Ar trebui să încep să le iau. Acum încep. Mă duc, păi așa, în halul ăsta. Scăpai de apă din corp prima dată. Mă, cum, să-mi crapă limba, nu mai puteam. Da, eu după... Mă duceam undeva să-mi iau sticla cu apă. Păi ce înseamnă asta? Hai să spun, eu după a 10-a pastilă nu mai mi-era sete așa. Că e deja eliminasă apa din corp. Nu mai, gata, iau oțetul, gata. Oțetul. Eu trebuie să iau din nou pastilele. Iar... Care pastile? Dar și eu trebuie să-mi iau niște pastile. Uite ce m-am pus. Ție îți dau vitamine de îngrășat, Mădălină. Și eu trebuie să-mi iau niște pastile. Mădălină, ție trebuie să dau o rețetă de îngrășat. Da? Niște vitamine care trebuie să le faci pe venă, să le face cineva ca să te dezvolți. Am făcut de mult. Serios? Vitamina și mai zic, multe. Vitamina și când aduce la stânga să-mi facă mie de mult. Vezi, mă, tu ești de mine. Da, ălea, vitaminele, ălea, vreau și eu. Când o să fac el. Eu ți le cumpăr. Prieteni, eu când eram tânără, eram așa slabă ca Mădălina. Și aducea socră mea asistentă să-mi facă B6 și nu știu ce pe venă, ce vitamine. Vitamina ce? Multe. Și făcea multe. Și uitați rezultatul. Na. Uitați. Da. Nu și-a făcut efectul atunci și-a făcut mai târziu. Da. Ce aia la gât acolo așa? Și acum plâng că nu pot să mai dau gust. Așa îi fac și lui Mădălina, să o fac mare, frumoasă. Eu te sfătuiesc, Mădălina. Roșie, în obraj, Mădălina. Să nu, că sunt eu destul roșie. Asta îi ducem dincolo? Da, hai. Mamă, știi cu care am eu, lăsăm aici la frigider. O aperit eu pune frigider, că făcui l-o poate. Că nici eu nu mai știu. Aaa, pisica dormea sub scaun. Te-am trezit. Pe ce l-ai trezit? Pe pisica. Doamne, lasă-mă un pic deschisă ușa. Dormea pisicul și l-ai trezit. Trebuie și tortul mutat. A adus să-l mut pe farfurie. Mai pune la tânuț un pic acasă. Acum a mai rămas. Ia dă un las cu mine o farfurie de plastic. Pentru că Mădălina ne ajută și trebuie să-i dai. Normal. Ne-a ajutat tot timpul. Hai să... Mădălina, ha. Gâmbi să-ți vezi și tu oasele din corp. În ce stare sunt oasele mele? Da. Oasele tale și ale toruți. Da. Oasele mele. Mădălina, să le pui bine la masă ca să le aducem pe ale noastre. Pe ale vechi. Să-și facă Mădălina oasele. Hai. Dar trebuie să mai mult. Îl arunc, că e desfăcut de două trici. Tot arunc, mă, acum, gata, mai să vin bani. Ale nu prea mâncare. Cu covoarele ce facem? Le lăsăm aici, nu? Le lăsăm, lăsăm, nu-mi e cald. Nu, care e covoare. Dar ale nu prea mânca deloc. Dar că vrei tu... I-am dus supa de tăieței azi dimineață în care n-am mâncat, am luat întreagă. De ce n-am mâncat-o? Mi-a zis că mănâncă. A zis. N-a mai mâncat acum, așa e la ziua lui Gănici. E care când e ziua lui nu mai mănâncă, de la invitați. Păi, na. La bobiță!
Bobița are ce are cu Dani. Cum să bate ei mădălina, mădălina? Se bate. Hă? Ce-am făcut? Ce-am dat pe jos? Din câte am văzut că ai căzut tu. Nu, cum se bate? Bobiță, le bine am făcut. Ia, ce mai avem acolo în frigiderul ăla? Ce mâncare mai e? Ia, că rânza mama ta... Aoleu! Rânza lui mama ta unde e? Mi-a dus-o, lui Mădălina, acasă. Te-ai dus-o? Cu ce să facă cu rânza aici? Hai! Hai, măsuța, afară, vrei? Stai să iau și eu pățuța aia. Că asta le-o pun eu pe cuptor acum. Da, ar fi ca zi. Nu degeaba am să ia. Da, acum trebuie să o pun mai hai, cu mine! Au! Dă-te, mă, uscătură! Până nu știu eu cum să... De unde să știu că tu ești Hercules și o să iei singură? Luăm scaunele astea pentru că trebuie să le aducem pe ale alții. Ca să nu le murdărim acum. Așa sunt și reîmbrăcate, o leară. Am dus și cu eu, cu haine dincolo. Am dus și cu eu dincolo. Cine l-a dus? Eu l-am dus, că se vedeau șoarțele aici. Păi și... Văd invitați șoarțele alea. Cu mine mai rău să punem și sarmalele. Nu mai. Nu mai e. Sarmalele lasă-le aici, lumină, gata. Lasă că le acoperim cu un capac, nu se strică. Salata asta, așa, să o aciem. Hai, să mă apuc să asupiez vasele, să spăl eu. S-a făcut frig. Eu ar trebui să spăl. Vin un pitul lângă, că n-au pe un musafir imit. Ăla-i stup, să știi. Care? Ăla, nu știu. Mă, nu, al altul. Și ia fața, telefonul cu fața. Nu știu dacă... Nu știu dacă se vede, cum se vede. Ba, se vede cum trebuie, că cu fața e, nu se vede camera, e stricat. Se vede? Mhm. Hai, uite așa. Hai, mă mai întorc și tu. Deci, am văzut, le-am două. Stai să vă las numătura acum. Asta nu mai duc dincolo, nu? Le-o pe aici. Lasă-le să le bea și alea tăduci. Boxa. Uite și-o mască, covorul nou. Cum a zis? Nu, nou era. Nu, covorul nou. Îmi dai seama ce nu e. E nou, dar nu știu ce nu era. Da. Decât să ne îmbunării. Te vezi, Mădălină, cu mături, ia. Ai. Te vezi ce frumos îți stă cu mătura. Mă, iubește mătura și eu da, pe ea. Da. Lumină, asta trebuie să arăte și tu afară cu vasele la câini. Stai așa, ca să le aleg. Stai așa. Alegi. Nu, nu cu vasul. Nu, alege eu și atât de la vara. Oricum la pisici ce amare. Câini, asta mi-e păcat cu vasele. Părpitul și tu e ta. Ha, mai știu eu pe cineva. Eu și pe asta. Cum? Un la cu el. Le spăl, fă și o întotdeauna pe el.
de tăiețăi. Pune-o jos, mă, mă, jos. O să mănâncă pisica din ea. Păi, dăm și noi am mâncat pisica. Și nu mai avem loc în frigider. O supă mea de tăiețăi de casă. Cât am făcut pe ea? Lasă cu duștul, Lumina, în sufragerie jos. Aha, aha. Sau nu-l lua de aia? Da! Mă face acolo și închid. Da! Asta e o cameră. N-am și eu am ceva să se vedea la pisica să mănânci o casă, mă, nu mai e presus. Dă-ne, mă, pe loc, au o tigaie pe acolo, nu mai vezi noaptea. Avea o tigaie cu scoată pe ei. Pătul ăsta, nimic mie. Avem alta mașă. E, dar e la Lumina, în față, vă rog, te duc la noaptea. O zi pe acolo. Uite, uite, mama, a aruncat cu coșile. Ce le-a aruncat? Că n-ai văzut ce tot. Erau mâncate din ele. Păi, uite, uite, dinții lui Leonardo. Ai, le cunoști? A lui Bobiță? A lui Bobiță. Ah, ce dință are Bobiță! Eu n-am știut că erau dinții lui. Uite, asta? Lasă-mă, Lumina, nu pot să mai adun nici așa. Să adun așa lucrurile toate. Avem deja 11 minute. A, și gata, închid, da? Nu, închid, nu. Hai, mă. Că când a trecut mădării în 11 minute? Vezi? Uite așa repede. Când stai să aștepți, timpul trece greu, dar când nu mă aștepți, trece repede. Că sunt mai multe. Dar nu mai trebuie că ai ieșit pizza asta. Da. O să fac și eu. Aia mare, prima a fost... Mamă, cât o laudă și eu mi-am lăudat azi varza. Mi-am făcut sarmalele foile atât de mari de moi. Astăzi am mâncat varză. Bă, uite-te tu ce a luat. Uite-te tu. Am pâine de asta. Am mâncat la varză de nu mai puteam. O să fac sarmale, o să mă varză. E mâine ceva de laule a foile așa moi. Da, mâine, mâine o să fac un aluat. Ar la frigider pentru copii. Să mai mâncăm una. Nu, fac pâinici. Pâini de alea mici pentru copii, da. Nu fac pâini mici, mici. De lui ca altă pisică. Îmi dai seama ce pâini și iasă. Vai, te rog să fac pâini și iasă. Nu mai rezist, mai mă fac. Care? Aia de mâncare. Aia cu lămâie. Am băgat cu da. O să-i facem. Răstura aia? Mm-hmm. E bună, nu-i dulce, rog. Doamne, și am mâncat, e... Nu mai putem să respect. Am mâncat. Adună-le pe parcurie.
nebunie. Să rogă nebuniile. Și m-a enervat. Da, să-l iei repede de la masă. Eu de aia nu o suport niciodată. Pentru că e prea de tot. Să dă de șteapă. Să ia pe oficială, să-l ia pe toți acasă. Bă, de ce vreau să iau? N-am mâncat, că-i dumneavoastră. N-am mâncat. Din cauza dumneavoastră. N-am mâncat. N-am gustat nimic de dușmănoasă. La ce mai veni dacă era dușmănoasă și n-am mâncat? La ce mai veneam? Nu stă de aia. Să vină numai copilul. Să uităm pe mâncare și ea nu mănâncă figuri. Figuri că a lăsat-o moșul. Iau asta. A lăsat-o moșul. S-a săturat de aia, o prostie ei. Ia, ia, o să vedem cu mine, știi ce cuplorul. A, o pune și pe asta de jos, Mătălină. O pune și pe asta roșie de jos ca să mă-mi spune pe aia. Ia lumină, să-mi male. Ce zbucuim? Pitulele, lumină, tu ne-n cameră. În cameră. Plină mâncuțe. Să mănânc, că nu mai vreau să mănânc, lumină, iar. Pe sfragerie. Ce ai dănut? Cai glăgerul. Și copii? Cai glăgerul. Unde? Nu e din camera. E dincolo, în camera altă. Da. Unde te duci la copii? Ja, că mi-e jabri. Mă, ce am vârst jaca aia? E de femeie! Știu, iau pe mine că mi-e fric până afară, că plouă și n-am plumbea. Ți-i jaca pe mine. Bă, pe tine, ți-i jaca până pe afară. Mine. Da, ce-ai filmat? Da! Da. Uite vlogul acolo. Mă, mi-e rău de ce? Nu te vă la copii! Mă duc până afară. Să duce până afară. Cum și tu lor jaca de femeie? Du-te, Mădălina, că-ți filmăm noi. Hai, să-mi filmați frumos, da? Da. Mulțumim, doamna, că pentru când filmăm și noi aici. Scuză-mă, Mădălina, mă ajută de atâtea ori, îi face și... Am tot zis că vin doamna Anca să-i fac o, bucle. Și așa se ridică el toată ziua. Să-i fac bucle cu placa. Am niște extensii să mi le pui, Mădălina, că nu știu cum să le pun. Așa, punem și extensii, tot am zis că vin și tu, n-am venit. Cum să le punem, că nu știu. Dar am luat-o invers, în pat, uite. Da, am luat-o invers. Invers. Ia-o pe dus când mergi. Unde vede nimeni, noaptea, plouă. Cum să punem extensiile ajunge? Mădălina, mă gândi să le legăm pe părul meu. De care? Sunt clipsuri cu sau? Cu ață, cu ac. Să încerc cu cordelul să pe aici. Cum cu cordelul? La mașina ai scos-o și cordelul. Aha! Mădălul, cum ne mai vezi noaptea? Până la poartă, așa. Așa, de ce vrei să mergi cu mașina? A, nu, dar de băi. La poartă. Nu, mă gândeam că unul sunt domnul și... Eu merg la magazin și merg cu mașina până da. Aici. Da, soacra mea până la magazin, merge cu mașina. Deci mă duc până la copii. Nu mă duc pe jos că n-a, uite cum băr și eu, mai merg și un băbuș de casă, mai merg și eu cu fărbatic în cap și să uită țiganii după mine, pe jos. Păi și până la magazin? Până la magazin, mă duc la magazin, mă duc la mașina repede și am venit acasă. Mai bine așa. Ce e la? Să vadă lumea ce-mi cumpăr eu. Nu? Este secret ce-mi cumpăr eu. Niște nero, niște ăla ce-mi cumpăr la baie și atât. Să nu se bată copiii aia. Să terminăm, dar abia aștept să am închis porțile. Să mă schimb și eu. Că doar o să mă pun așa în pat. Uite așa, folii în asta. Pe cărțele. Farfurile le duce mâine, a? Mă le pun aici, bine. Lasă-le acolo. Pregătirea am făcut, n-am făcut nimic așa. Când am pus mâncarea pe masă, mi se părea că nu-i multă. Da, la mine că era ceva... Mi se părea că e mult, nu știu că am pus și pe masă numai.